Cinema Dacia Buzău a proiectat filme din 2008, atunci când societatea TVSAT 2002 a preluat cinematograful în baza unui contract de asociere. După investiții majore în sala de spectacole, săptămâna trecută, primăria Buzău a preluat cinematograful deja modernizat cu ajutorul a doi executori judecătorești și a pus lacătul pe cel mai vechi și important cinematograf din oraș. Asta fără ca administrația locală să achite societății TVSAT vreun leu din cele peste 9 miliarde de lei vechi, sumă confirmată de expertiza tehnică drept investiții în sala de spectacol. Mai mult, primarul Buzăului, Constantin Toma, a declarat că dorește ca fosta sală de cinema să găzduiască întâlniri și ședințe ale Consiliului de Dezvoltare a municipiului Buzău. Acest lucru reprezintă o încălcare flagrantă a legii care prevede ca timp de cel puțin 15 ani cinematograful preluat de primărie să-și păstreze aceeași destinație. Încrâncenarea cu care primăria Buzău și-a dorit preluarea cinematografului Dacia, dar și modul ilegal în care vrea să transforme un cinematograf în sală de întruniri, este în evidentă contradicție cu modul în care edilul Constantin Toma tratează problema unui alt cinematograf, ce poate fi preluat de administrația locală în baza aceleiași legi numărul 303 din 2008. Este vorba despre fostul cinematograf Tineretului de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu și de grădina de vară din apropierea acestuia, care au fost concesionate de mai bine de 13 ani unui afacerist din Buzău, care a amenajat acolo cluburi. Astfel, în grădina de vară funcționează o cafenea, iar în fostul cinematograf a fost amenajat un club cu discotecă. Faptul că primarul Constantin Toma ignoră problema cinematografului Tineretului, unde cultura se face doar la bar, însă este foarte preocupat de preluarea cinematografului Dacia, singurul rămas funcțional pentru a-l transforma în sală de ședințe, nu este chiar un paradox. După câte se pare, între patronul pe care administrația locală îl păsuiește cu generozitate în cinematograful Tineretului și primarul Constantin Toma, este o relație extrem de strânsă cu beneficii de ambele părți. Dovadă este cortul care găzduiește târgul de mărțișoare din centrul orașului, închiriat primăriei de patronul respectiv. Deși cortul are o suprafață dublă față de cel amplasat anul trecut, același patron i l-a oferit primăriei spre închiriere aproape gratis, pe o sumă mult mai mică decât anul trecut. Asta în condițiile în care primăria Buzău încasează 400 de lei de la fiecare din cele 187 de standuri din cort. Așadar, o afacere profitabilă de ambele părți. Primăria se alege cu un cort aproape gratis, iar patronul face cultură în bar.